magia, hai cu magia, hai România, în fiecare zi, în direct la Antena 1. Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro live, peste 150 de meciuri în prima noastră divizie. Nu mi-am luat perie nouă, dar unul dintre cei mai fini tehnicieni pe care i-a avut fotbalul românesc în ultima perioadă și la modul cel mai sincer, pentru că s-a retras de vreme, chiar a mai fi avut nevoie multă vreme de el. A devenit om de afaceri, dar a rămas alături de fenomenul sportiv, așa cum spuneau bătrânii cronicari. Dragi prieteni, discutăm în această dimineață cu Marian Aliuță. Bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri, Marian, că ești alături de noi. Nu te întreb de națională, mai încolo, ca să nu ne supărăm, știi? Cum ai început tu? Că aici e o emisiune de amintiri, fotbalul. Fotbalul? Da. Păi am început la copii și junior la Steaua, la o selecție prin 86, imediat după ce a luat Cupa Campionilor. Atunci toți își doreau să ajungă la Steaua. Așa am ajuns și eu și acolo am făcut junioratul. Tu cine voiai să fii? Adică își doreai să fii cineva? Fiind stângaș, tot timpul l-am avut pe Hagi. Deci din prima ți-ai ales. Da. Dar să știi că venea când eram copil, că mă știau toți în centru, toți de la echipa mare, și Gică tot timpul întreba de mine, întreba pe Petre Mihai, și întreba, și întreba mereu, când vine Aliuță? Și venea la antrenament să mă vadă. Nu pot să cred. Ba da. Hagi venea? Da, da. Gică venea mereu să mă vadă. Țin minte că eram cu lotul de tineret în Belgia, și era și echipa mare, echipa națională. Și era Hagi în față cu Giovanni. Și Giovanni spune, hai să-ți arăt un viitor număr 10. Și se întoarce și spune, era Hagi, cred că juca la Barcelona atunci. Mm. Și se întoarce și nu știam că mă mai ține minte. Da, eu știam poveștile când venea și mă vedea. Și zice, pe tu îmi zici de Aliuță, știu de când era la Nemihai. Mamă. Pentru mine a fost, îți dai seama. Cred, aripi imediat. Spune-mi ceva, veneau mulți copii atunci? Era omor, bănuiesc, la o selecție din asta? Sau când? Să știi că erau foarte mulți jucători, copii care veneau la Steaua, Dinamo, Rapid, dar eu vorbesc de Steaua, ce era în centru. Deci veneau și tot timpul le spunea, mai urmăriți în ziar, o să avem selecție. De exemplu, veneau în primăvară și chema în toamnă. Nu e cum e acum, vii, te-ai dezbrăcat. Și te-a luat. Și, că n-are ce să facă. În aia 8 care vin, 7 zbori. Dar atunci, înainte, nu. Am fost la selecție în 86, ții minte și acum, am ieșit primul din sute de copii. Și mi-a dat un tricou cu Petcu. Cu Neafane. Fane Petcu, da. Te iubea mingea de mic? Da, cum să nu. Da, aveai spatele blocului sau unde începusești? Cred că din Burtă, de la mama. Da? Da, cred că acolo mai jucam. Nu, am simțit plăcerea asta de a juca de mic copil. Aveam 3-4 ani și mă puneau pe la alimentare. Țin minte că tata mă punea, aveam 5 ani, știi? Și mă punea să joc cu șeful de la alimentare ca să poată să-i mai dea ce să dea înainte. Carne, alta, da? Și spunea, adu-l pe fitul să joc cu el, să mă joc cu el. Că îmi plăcea de mic copil mi-a plăcut chestia asta cu mingea. Deci nu exista că e greu, că nu-ți place la antrenamente, că pentru că o făceai din plăcere... Nu, făceam din plăcere, deci mergeam la antrenament. Deci tata, ca să mă pedepsească, n-avea cum altfel decât îmi spunea, te mai joci la antrenament. Momentul ăla... Deci mă termina. Era singurul lucru, era încăpos. Și atunci îmi spunea, mâine nu treci la antrenament. Bun, Ali, s-a schimbat societatea, cu fiecare dintre invitați discutăm, s-au schimbat vremurile și așa mai departe. Dar nu trecut mult, au trecut 30 și ceva de ani de atunci, da? Da. De ce mai vin acum 8 copii sau 10 copii la selecție? Adică ce s-a întâmplat? Sunt foarte multe, pot să zic că înainte nu erau atâtea școli de fotbal, da? Și toți ăștia buni veneau la echipele mari. Și atunci erau echipele bune și restul, cum era înainte, școală, era... cutezătorul, cum se zice numeau înainte, dar pionierul. Da. Acolo erau jucători care nu erau așa valoroși. Veneau la mișcare, cum se zice. Dar Steaua, Dinamo, Rapid, Sportul, Progresul, vorbesc și în țară, Craiova, FC Argeș, deci erau jucători, pentru că se alegeau cei mai buni dintre cei mai buni. Nu erai bun, că se mai întâmpla să, știi cum, erau 12-13 buni, 14, și mai făceau și echipa a doua. Acolo era pe șpagă, da? Da. Și aia veneau, se antrenau, jucau. Să simtă și ei că... Da, dar nu-i băgau în competițiile care le aveam noi. Și după aia ce a urmat la tine?
Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am jucat la trei grupe la un moment dat. Eram la 78, că eu sunt 78. Da. M-a luat Nealaiuș la 77. Da. Și la turneul final pe țară am mers cu Radu Troi la 76. Gândește-te la cu 2 ani mai mare cât de greu este, da? Nu pot unii de la o grupă la alta, da? Eu eram la, cu 2 ani mai mare. Și am mers cu el la turneu și am ieșit campion pe țară. Și am, știi ce am făcut la ultimul meci? Am intrat cu Bistrița, că am jucat în final și acolo erau jucători care jucau la meserete, Cezar Dinu. Mamă, Cezărică. Da, Lică, Laurențiu, da. Care da. Era da. Pe la, ei deja jucau în prima divizie, erau la Bistrița. Și eu eram copil, ei mai mari, erau mai mari ca mine. Și am intrat în finală, am luat mingea de la jumătate. Acum o lună m-am întâlnit cu Neradu Trăin la Steaua și mi-a mai ții minte la turneu, cum să nu mi-aduc aminte. Am luat mingea de la jumătate, am driblat tot, pas înapoi 1-0, așa s-a terminat. Știi că am mai jucat 5 minute și m-am sufocat. După faza aia, eram copil, da, îți dai seama. Da. Dar m-a ajutat foarte mult că am jucat la turneul ăla și la toate grupele. Mi-am amintit că m-a văzut atunci, m-a dat cel mai tehnic jucător, că eram cel mai mic. Și imediat cum am luat campionatul pe țară, am venit înapoi la Steaua, ne-au premiat 300 de dolari, că au bani mulți, îți dai seama. Mamă, da. Mamă. Și m-a luat imediat, m-a chemat Neapuiu, că era Neapuiu la echipa mare, și mi-a zis de mâine, eu, cam cei mai buni din centru, eu, Marius Mitu, Robert Niță, Mozacu, mamă, ce fotbalist. Alin Stoica și Edi Iordănescu. Da. Era normal să-l chemi și pe Iordănescu pe Iordănescu. Și am început să facem antrenamente cu echipa mare, aveam 16 ani. Și în vestiar, gândește că Panduru, Vlădoiu, Stelea, Didi, Dumnezeu să-l ierte, Gâlcă, Stângaciu, Doboș, Adrian Ilie, Ilie Stan. Mamă, ce deci, fotbaliști, da? Și să te antrenezi cu ei. Că mă duceam, deci mă antrenam cu ei și când mergeam să joc la copii și juniori, aveam 3 viteze în plus peste. Corect. Da? Și imediat n-aveai cum să joci acolo. Dar eram cu ei, am debutat în meciuri amicale în Italia, era ceva, am jucat cu Udine sau nu mai știu cu cine, am intrat eu și Mitu să joci cu... Să schimb pase cu ei, da. Cum se zice. Am dat și gol prin cantonamente în turnee cu ei. Adică aveam 16 ani și aveam personalitate. Nu aveam emoții, nu, eram dornic să mă afirm, să mă fac bun. Mă făceam bun prin prezența, îmi doream să mă fac bun eu prin joc. Nu fugeam de joc. Și la un out să mă bag în spate, nu, încercam să vin la primit, să iau mingea, că aveam control asupra ei și dacă aveam 16 ani. Adică m-a ajutat chestia asta că știam ce pot. Hai România, în fiecare zi. România, în fiecare zi, la Antena 1.